Oh, doamne, doamne! Te salut, națiune! Și îți urăz bun venit la un nou clip, bun venit la un nou unboxing și o nouă impresie inițială. Astăzi am nefericită oportunitate să vă fac unboxing și o impresie inițială la ceea ce eu consider a fi una dintre cele mai mari mizerii din punct de vedere parfumistic, din punct de vedere olfactiv pe care le-am mirosit în ultimii ani. Și cu atât mai mult este dureros, dacă vreți, sau cu atât mai mare este surpriza pentru mine, cu cât uh, ea vine de la una dintre casele mele preferate or time, în mod deosebit când vorbim despre parfumuri de designer, și anume Casa Gherlan. Casa Gherlan care este o instituție de parfumerie. Cu toate acestea, însă, Dumnezeule mare. Dumnezeule mare. Nu am crezut că este posibil ca o astfel de casă, ca o astfel de instituție de parfumerie să creeze așa ceva. Deși nu sunt un fan al acestei colecții, Les Absolu sau cum se numesc parfumurile din această colecție și colecția în sine, pentru că niciunul dintre ele nu mi s-a părut ceva senzațional, ceva magnific care să justifice prețul cerut pentru o astfel de sticlă, Întotdeauna însă, încă de la momentul anunțării, am dorit să pun mâna pe acest parfum și anume pe Guerlain Epis Exquise. Sau, în fine, în traducere cât de cât, aproximativ, condimente excelente, excepționale, în fine, ceva de genul ăsta. Bun, parfumul a apărut în 2022. Am mai avut o singură experiență cu el într-un magazin de specialitate din afara țării, în urmă cu vreun an de zile, de fapt, cu un an și un pic, imediat după ce el a devenit disponibil pe scară largă în magazinele de specialitate, nici atunci nu m-a dat pe spate și probabil ăsta a fost motivul pentru care personal am așteptat atât de mult timp ca să-l achiziționez în cele din urmă, lucru care s-a și întâmplat în mod evident după cum bine vedeți. Dar Dumnezeule, jur că nu mă așteptam la așa ceva. Hai să vorbim rapid despre compoziția lui Epis Exquise nu este absolut nimic exquisit la acest parfum decât eventual poate sticla pe care o vedeți în fața voastră. Avem cardamom, angelică și piper roz, avem piper negru și cafea, avem santal, lemn de santal, lemn de agăr și paciuli. Da? Deci o compoziție orientală care dorește să ofere o interpretare din punct de vedere parfumistic a unei cafele de sorginte arabească. O cafea orientală, cafea în care nota de cardamom este unul dintre elementele principale, dintre elementele centrale ale compoziției. Bun. Unul la mână, doi la mână. O să vedeți tot felul de țuțări din ăștia de meserie, telemiști, din sindicatul telemiștilor, din sindicatul plasatorilor din online, din sindicatul milogilor de mail sau de raft din online, care vin și vă bagă pe gât acest parfum ca fiind o compoziție absolut demențială, absolut senzațională. Ceva ireal, ceva incredibil, ceva magnific, ceva nemai întâlnit, o capodoperă, o poezie pe tonuri și pe acorduri orientale. O compoziție care lor le miroase exact precum o cafea de sorginte arăbească, care lor le miroase, dar mai bine zis, le candește, ca să folosim termenul popular, exact ca și cum ei ar fi undeva în Orient, nu știu, în Dubai, în Arabia Saudită, în, nu știu, în Qatar, în Oman, în Turcia, de exemplu, pentru că și ăia împărtășesc cultura și unde ce să vezi, domne, ei servesc cu astfel de cafea. Pentru toți tuțării ăștia, pentru toți flămânzii ăștia, pentru toți telemiștii ăștia de profesie, n-am decât să spun un singur lucru. Bă, ce ați băut voi? Nu este cafea arăbească este cafea orientală. Voi confundați cafeaua la pahar, la 2 lei paharul de la automatul de cafea, cu cafea orientală. Și veniți după aia și debitați imbecilități în mediul online. Din nefericire, există foarte mulți proști, că trebuie să-i numesc proști, pentru că ăsta este termenul, nu trebuie să ne ferim de termen. Există foarte mulți proști care vă cred, care iau de bun ceea ce debitați, și se duc și-și cheltuie banii în necunoștință de cauză, crezând aberațiile, sau mai bine zis, minciunile pe care le debitați în clipurile voastre. E foarte simplu. Pentru cine a băut vreodată cafea turcească, orientală, arabească, știe exact ce aromă are cafeaua respectivă. Știe exact ce impact are nota de cardamom, de exemplu, în cafeaua respectivă. Dacă vreți mai mult decât atât, ăsta este un parfum care miroasea păstârnac și nu exagerez absolut deloc. Veți vedea descrieri de genul ăla. O compoziție absolut magnifică, plină de tonuri condimentate, extraordinar de bine interpretate, extrem de voluptoase și de elegante, când în realitate nu este așa. Este un amalgam de la început și până la sfârșit de tonuri de cea mai proastă calitate, tonuri ieftine, sintetice, amestecate la un loc în speranța că va rezulta ceva cu adevărat excepțional și care sunt vândute la suprapreț, la mega preț. Pentru că aceste parfumuri din această colecție, Les absolut costă căcălău de bani. Pentru marea parte a publicului general, a publicului obișnuit. Veți vedea tot felul de descrieri de genul acesta care nu au absolut nicio legătură cu realitatea dacă vreți, parfumul ăsta pentru mine, pentru că ăsta a fost impactul pe care l-a avut asupra mea, se aseamănă și este concurent direct pentru această mizerie. Această mizerie, la fel de lăudată, la fel de ridicată în slăvi, de exact aceeași telemiști în mediul online, doar că ăsta mirosea păstârnac, mă îndoiesc că știu eu ce înseamnă păstârnac, în fine, dați pe Google Search, o să vă arate imagini cu el, pe când ăsta miroase țelină verde. Este competitor direct, până și culoarea sticlei seamănă, dacă vreți, dar și din punct de vedere olfactiv și al performanței se aseamnă. asta este chestia și mai interesantă, sunt competitori direct în aceeași categorie, și anume mizerii vândute oamenilor la suprapreț, care nu au nicio legătură cu realitatea. Și ăsta se dorește a fi o interpretare orientală a notei de cafea. Atât de bine este făcut, căpute a țelină verde. Suc de țelină verde. Performanța este pur și simplu de negăsit, dar se bucură de un hype absolut fenomenal. Eu când vorbesc, vorbesc avândul de trei ani de zile, trei ani și. Ăsta vine puternic din spate pe turnantă și ce să vezi bobiță, zice eu nu vreau să fiu ca țelina, eu vreau să fiu ca păstârnacul. Uite așa de al dracu. Și profitând, bineînțeles, și de armata de telemiști ieftin din mediul online, disperați după ciubuc, bineînțeles, care să vă împingă vă pe gât absolut toate mizeriile, e bine, acest parfum se bucură de o reclamă absolut ieșită din comun. Dau ăștia în parfumul ăsta, sau mai bine zis, dau cu el înainte să vi-l împingă pe gât mai ceva ca sfrutul în păcănele. Așa ceva rar, rar poți să întâlnești. Bun, hai să vorbim despre parfum, că, în și la urmă, urma, este un unboxing și o impresie inițială despre o mega dudă de la Casa Guerlain. Miroase absolut oribil. Pur și simplu oribil. Rar, rar în această viață mi-a fost dat să aplic un parfum pe pielea mea și să fiu nevoit să mă duc să-l dau jos de pe piele. Rar mi-a fost dat să simt ceva atât de repulsiv. Rar mi-a fost dat să simt ceva atât de proastă calitate rar mi-a fost dat să văd un parfum cu o performanță atât de slabă. Am aplicat parfumul atât la nivelul pielii mele, cât și pe, desigur, hârtie de testare. Da? În maximă oră, parfumul este inexistent. Și de pe piele, și de pe hârtie. Inexistent. De negăsit. De nevăzut. De nesimțit. Calitate. Cum să nu. Mai mult decât atât, tonurile alea de piper sunt singurele care sunt cât de cât sesizabile în cadrul compoziției, dar sunt atât de prost făcute, sunt atât de sintetice, sunt atât de abjecte, încât nu-ți doresc să le resimți aroma. Iar în rest, nota aia de presupus cardamom verde miroase, precum păstârnacul pe care îl cumperi de la piață, de pe tarabă, de la potanti sau nene care le cultivă în grădină, care odată ajuns acasă te hotărâs să-l folosești, să-l tai în două. Și în momentul în care l-ai tăiat în două, se eliberează aroma aia specifică de păstrnac, adică verde, aromatică și deopotrivă amăruie, pentru că ăsta este specificul păstârnacului. Bun. Îngrozitor. Ăsta este un parfum care, din punctul meu de vedere, intră lejer, fără niciun pic de efort în categoria parfumuri reprezentative pentru legumicultorul autocton. Da? Te ocupi cu cultivarea de legume, ai o seră, te ocupi cu vânzarea lor la piață, la supermarket, știu eu, și simți nevoia să miroși precum ceea ce cultivi, e bine, Gerlan Epis Exquise este parfumul potrivit pentru tine. Și dacă nu te saturi să miroși doar a păstârnac, nu e nicio problemă, vine și fraxul de verde, și împreună faceți o combinație de meleoane. Ca să moară petilii și dușmanii. Pentru că tu ai valoare. Cum altfel? Sunt. Uh, sunt absolut siderat de cât este de prostă această compoziție. Ca să le îndepărtez unora temerile sau stânderele uh, de întrebare pe care ar putea să le aibă, parcumul este achiziționat de pe un site legit, adică de treabă. Este un site foarte mare, este un site cunoscut la nivel mondial, este propriu-zis cunoscut la nivel intergalactic, care nu se ocupă cu vânzarea de produse fake sau alte rahaturi. De tot mare, ceea ce se regăsește în această sticlă nu justifică absolut deloc, dar absolut deloc prețul cerut. Este o bătaie de joc la adresa unui împătimit de parfumuri și de parfumerie. Este o mega bătaie de joc la adresa unor cetățeni sau unui cetățean care dorește calitate de banii pe care îi plătește, este o bătaie de joc și o insultă la adresa artei parfumeriei, dacă mă întrebați pe mine. Genul ăsta de compoziții nu au absolut nicio legătură cu parfumeria. Pur și simplu. Pentru cei care, într-adevăr, vor să miroasă sau să resimtă aroma unei cafele de sorginte arabească, orientală, din nou zic turcească, pentru că este cea mai apropiată regiune de noi, Vă recomand cu absolut toată încredere un parfum de la Nicolai. Și parfumul respectiv se numește Caravan Serail Intens. Băgați la cap ceea ce vă zic. Nu aveți decât să vă duceți să cumpărați mizeria asta, să plătiți o grămadă de bani pe ea. Dar deopotrivă vă, vă recomand să puneți mâna pe caravan Serail Intens, de la Parfum de Nicolai sau Nicolai. Și să le comparați pentru că au compoziție similară, au tonuri similare și interpretarea pe care doresc să o ofere este a exact aceluiași scenariu și a aceluiași produs. Diferența majoră însă este că parfumul de la Nicolae și anume Caravan Serail Intens este ceea ce trebuie. Pe când ăsta este doar o poșircă ordinară, la fel cum sunt toate celelalte parfumuri din această colecție cu care am interacționat pe parcursul ultimilor ani și dovada faptului că asta este părerea mea despre ele este că până la acesta eu nu am achiziționat niciunul dintre ele. Tocmai pentru că nu sunt calitative. Niște parfumuri atât de slabe, sunt niște parfumuri atât de generice, cu un sentiment pronunțat de designer, mai pronunțat decât parfumurile de designer ale celor de la în încât nu există justificare din punct de vedere al prețului. Ca urmare aceste experiențe, absolut. Objecte, că nu am pus să o numesc altfel, am decis să fac retur produsului și să-mi recuperez banii, sau mai bine zis să aleg să iau un alt produs. Vedem cum voi soluționa această poezie, dar cert este că acest parfum din partea mea nu primește recomandare. Ăsta este un parfum care poate fi numit foarte simplu O de păstrnac, dar în cazul ăsta de profesie telemiști, de profesie ciubucari, în mediul online, poate fi numit O de prostănac pentru că este exact ca și ei din punct de vedere al calității, din punct de vedere al imbecilităților pe care le emană cu titlul de adevăr și din punct de vedere al faptului că sunt suficienți proști care pun botul și se duc și-și cheltuie banii doar pentru că se iau după astfel de indivizi. Eu, unul personal, m-am săturat de mincinoși ăștia, tocmai de aceea îi faultez și cu această ocazie, pentru că și de data aceasta și cu această experiență am ocazia, în mod evident, să văd că mint. Mint cu nerușinare. Mint că se pricep. Mint că îi cunosc. Mint că îi știu. Mint că ei au făcut. Repet, cafeaua de la automatul de cafea, aia pe care dai 2 lei, aia nu este cafea arabească. Nu mai confundați, mai recupere. Din păcate, este o cruntă dezamăgire pentru mine această linie în general a celor de la Guerlain și ăsta în mod deosebit, pentru că de la ăsta sincer să fiu în cele mai mari așteptări, nu de la Mask Noble sau de la nu mai știu ce paciulii ardent și celelalte prostii pe care le vând în această colecție, dar nu, nu ai cum, rar. Există multe parfumuri cu care eu interacționez, există multe parfumuri pe care le cumpăr și poate că mă nemulțumesc din anumite puncte de vedere, nu-mi plac, nu sunt printre preferatele mele, din vari motive. Ba e prea dulce, ba are o notă care nu-mi place mie și pe care nu-mi doresc eu în mod neapărat să o la nivelul pielii mele. Dar niciodată când vine vorba despre raportul preț-calitate, ăsta este, alături de ăsta, excepția. Asta probabil o să dau cu sticla de pământ și o să o fac țăndări, că sincer mă enervează numai să o văd pe raft ținând cont de cum miroase știindu-l de atâția ani, dar ăsta facem frumos retur și ducă se învârtindu-se acolo la ăia care ridică în stăvi și îl proslăvesc în mediul online cât este de bun, cât este de frumos, cât este de potent, cât este de versatil, cât este de oriental, cum miroase el ca o cafeluță arbească, cu cardamom verde, dar nu știu cum arată cardamomul printre altele, în fine, sau care este aroma lui specifică. Și așa mai departe. Da? Ne oprim aici, că n-are rost. N-are rost să-mi pierd vremea cu inutilități și cu inutil de genul acesta. Eu îi las în plata Domnului, că Domnul are grijă de ei și eu voi continua să-mi văd de treaba mea, liniștit, pentru că planeta oricum se învârte și cu ea și fără ea. Nu primește recomandare și vă sfătuiesc cât se poate de clar, pentru că am pretenția că cei care se uită la clipurile mele sunt oameni inteligenți, oameni cu gust, oameni care apreciază calitatea, nu vă recomand să aveți curiozități morbide de genul acesta, să vă duceți să cumpărați această mizerie. Este o poșircă, oameni buni. Nu vă aruncați banii pe prostii. Luați mai bine jucării bombonele la copii. Pentru cei care sunt cu adevărat interesați de calitate, pentru cei care sunt cu adevărat interesați de produse de calitate pe care vor să le testeze, aveți la dispoziție partea de testare, de decantare, aveți site-ul parfumeria.gava.ro. Cine este interesat, este binevenit, cine nu este interesat, uraș la gara. Mă opresc aici. Vă urez ca întotdeauna toate cele bune. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție. Și ciuliți bine urechile, și filtrați bine informațiile venite din partea specialiștilor. Că slavă Domnului! E plin de ei, ca și de cercetătorii britanici. Aleluia!